Sigur. Aveți bunul simț să respectați ceilalți consilieri. Sigur, așa cum o faceți și dumneavoastră. Eu deocamdată nu am motiv să vă respect, pentru că ne jigniți în toate, în toate situațiile. Dați-mi posibilitatea să-mi reconfirm poziția față de dumneavoastră. Deocamdată este pentru prima dată când un viceprimar se manifestă la acest mod față de cei din opoziție. Domnul președinte de ședință, interveniți ca să nu facem un fiasco aici sau asta vă doriți? Da, tare. Domnul consilier, e vorba de comparativ, domnul director. Să comparăm mere cu pere, să vedem de ce ăsta e așa și ăla altul mai este. Unde este domnul? Nu vă supărați, ce doriți să transformăm Consiliul Local în Consiliul Județean? Domnul, ce este? Ce se întâmplă? Nu se întâmplă ca președinte. Nu luați măsuri cu aceste declarații și... Să nu vorbiți fără să fiți adea cuvântul. Eu o să vorbiți și o să vedeți ce faceți. Eu vă rog frumos, ține dreptul fiecăruia. Nu ține, nu se poate. Adică fiecare poate să vorbească, să jignească pe oricine. Domnul Bosnea, nimeni nu a jignit pe nimeni și vă rog frumos să respectați când mi se dă cuvântul. Vă rog, când studiați legile, studiați tot ce trebuie și după aceea vă faceți afirmații și ședințe. Domnul Bosnea, vă rog frumos să nu mai... Domnul Sârbu. Am și o observație. Domnul primar, domnul Sârbu, stați în. Domnul primar. Aștept să te finalizezi, domnul Popa, să nu crească tensiunea și după aceea continuă. Nu, am tensiune și așa. Da. Numai când urmă pe domnul viceprimar, că ești tensiunea. Este chimera dumneavoastră, am înțeles. Eu am să vă rog în calitate de primar să păstrăm solemnitatea ședințelor acestea, indiferent dacă aruncăm câte o pastiluță, să o facem la modul elegant, pentru a nu începe să țipăm, sau să ne jignim unii pe alții. Am spus de nenumărate ori că nu înseamnă că o persoană care țipă mai tare are și dreptate. Vreau să vă reamintesc faptul că cei care sunteți consilieri și ați votat anterior daliul de pe strada Calea Galați, aveți la mapă, aveți pe mail toate informațiile privind componenta economică pe care ați votat-o și atunci. Domnul director Termegan ne-a informat, inclusiv în scris, împreună cu direcția pe care o conduce, că sunt aceleași costuri ca și data trecută. Singura diferență în acest caz, la acest proiect, provine doar din faptul că față de 10% suprafață consolidată pe fundarea străzii respective, acum avem o suprafață de 30%. Creșterea de la 10% la 30%, respectându-se aceleași valori ca și data trecută, eu consider că reprezintă un beneficiu al locuitorilor din zona respectivă și a celor care vor utiliza această stradă și am să propun departamentului juridic ca această suplimentare de fonduri să fie recuperată, tot prin instanță, de la societatea care a câștigat licitația inițial și a părăsit șantierul neefectuând lucrările. Sunt ferm convins că un document semnat de un director tehnic și asumat de acea direcție în care spune că se respectă aceleași costuri ca și data trecută, repet, singura diferență constând în creșterea de la 10 la 30%, lămurește această situație și înainte de a trece la vot, sunt ferm convins că depășim orice stare conflictuală din acest Consiliu, orice orgoliu, punând pe primul plan interesul municipiului Brăila de a finaliza această problemă cu strada Calea Galați, cu un constructor neserios, dar dincolo de interesul municipiului trebuie să privim starea în care arată această stradă, ce trebuie să facem
și cel mai important lucru, interesul tuturor locuitorilor acelui cartier, care nu trebuie niciodată să se blocheze în discuții în contradictoriu. Sunt ferm convins că după această intervenție a mea, vă rog să trecem la lucrurile care privesc interesul orașului și al cetățenilor și să le lăsăm pe cele de înțepături, cancan politic, pentru conferințele de presă. Vă mulțumesc mult de tot. Sunt ferm convins că revenim la interesul municipiului și al cetățenilor.